În Grecia s-a redeschis sezonul estival, astfel că românii au trecut granița pentru mini-vacanța de 1 mai. Și nu sunt puțini cei care au ales să se distreze pe plajele din insulele grecești. Mai multe informații despre cum e acum în Grecia avem de la Dan Adrian Drăgan. Este în legătură directă cu noi prin Skype. Bună ziua! Calimera din Tasos. Văd că nu e foarte multă lume să înțeleg că nu e chiar așa de cald sau bate vântul destul de tare sau încă nu e momentul, poate. Uh, sunt 23 de grade aici și, și cei care au ales să petreacă Paștele în Tasos și cei care au ales să petreacă weekendul cu 1 mai anul acesta au noroc. Uh, vremea este foarte plăcută, sunt 23 de grade, uh, apa are 17 grade, s-a încălzit în ultima săptămână, deja sunt câțiva oameni care au vrut să încerce apa și s-au încometat să uh, facă prima baie pe anul acesta. Uh, colega mea o să vă arate în jur că sunt într-adevăr ceva oameni, sunt la o tavernă aici în sudul insulei Impotos, la San Antonio, Uh, uh, mesele sunt goale acum pentru că majoritatea turiștilor care au venit în această zonă a insulei anul acesta, în perioada aceasta, participă la al 12-lea tur de insulă organizat aici, în Tasos, cu bicicletele, și al 15-lea uh, concurs de mountain bike organizat aici, Tasos. Uh, în afară de faptul că este cea mai apropiată insulă de, de România, este o insulă foarte ospitalieră. Oamenii de aici așteaptă de fiecare dată turiștii, atât în sezon cât și în afara lui. Așteaptă turiștii cu mâncare foarte bună, cu produse tradiționale, foarte ok aici, și sunt într-adevăr nu foarte mulți turiști, pentru că Grecia încă n-a renunțat definitiv la toate restricțiile pentru acest weekend, dar începând cu 2 mai, restricțiile vor fi anulate, și atunci, în afară de faptul că nu mai este nevoie de PLF, de completare oamenii care, turiștii care vin în Grecia, nu trebuie să mai prezinte certificatul COVID. Foarte important acest lucru și mă bucur că ați precizat faptul că, deci, de luni lucrurile se vor schimba, iar în acest sezon estival, toți cei care vor merge în Grecia nu vor mai avea nevoie de vaccin, de PLF, așa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani. Deci, de luni. Sigur. Mhm. Începând de da. luni. Restricțiile expiră pe 1 mai dimineață și la ora 6, începând cu 1 mai, turiștii pot să vină încoace în Grecia și vremea o să țină cu noi.